Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Nu de alta, dar este păcat să nu culegem roadele acestei toamne, încă bogată în evenimente, dar și darnică din punct de vedere al culorilor și al vremii. Sâmbătă 14 octombrie în Munții Parâng va avea loc cea de-a șaptea ediție Outrun The Lift a evenimentului de alergare montană de tip vertical, o întrecere inedită om contra telescaun pe un traseu deosebit cu distanța de 2,5 km, în care se urcă 615 metri la o diferență de nivel de la cota 1070 la cota 1685. Tot sâmbătă, dar la Lupeni, de la ora 19, va avea loc o nouă ediție a festivalului Cântec pentru Prieteni, In Memoriam Tatiana Stepa. Evenimentul va avea loc la Palatul Cultural Minerul din Lupeni. În acest weekend, publicul din Valea Jiului va avea ocazia de a viziona unul dintre cele mai apreciate spectacole din repertoriul Teatrului de Artă din Deva, Mafia Femeilor, de Aldo Locastro, o comedie spumoasă pusă în scenă sub bagheta regizorului Mihai Panaitescu, directorul Teatrului de Artă din Deva. Spectacolul va fi prezentat sâmbătă 14 octombrie la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani de la ora 18, iar o zi mai târziu, adică duminică, 15 octombrie de la ora 18, va fi prezentat și pe scena Palatului Cultural Minerul din Lupeni. Primăria Comunei Pui îi așteaptă pe toți cei care doresc să ia parte sâmbătă la Târgul de Toamnă. În cadrul acestui eveniment va exista și o expoziție de bovine, ovine și caprine. La Deva, sâmbătă, concurs sportiv de automobilism de viteză, Cupa Căprioara Deva, organizat de Asociația Club Sportiv HD Motorsport. Și dacă vreți altceva, puteți vizita expoziția etnografică Zestre Apusenilor din Comuna Vața de Jos. În plus, bazinul de not din cadrul complexului sportiv Mihail Klein își reia activitatea cu publicul și sportivi de performanță, începând de luni 16 octombrie. Târg de toamnă al fermierilor, cu expoziție și petrecere câmpenească și la Băița, duminică 15 octombrie.